Salutare tuturor, eu sunt Mida și vă spuneam în filmulețul pe care l-am postat miercurea trecută că dacă strângem 500 de like-uri, voi face și o a doua parte în care voi încerca să recunosc naționalele după logo-urile echipelor de club la care joacă jucătorii din primul 11. Am trecut cu mult de 500 de like-uri, vă mulțumesc mult pentru acest lucru. Dacă atingem 700 de like-uri la acest video, nu pun un target foarte mare. Voi încerca să recunosc naționalele după logo, doar logo-ul lor, efectiv. Să începem! De data aceasta vor fi 20 de secunde și vă voi lăsa câte 7 secunde și pe voi înainte să reacționez eu la acel video, efectiv. Să știți că eu aici am laptopul și văd în același timp în care va apărea și un video aici. Deci nu văd înainte echipele sau ceva, pur și simplu văd filmulețul exact cum va apărea într-un colț al ecranului. Ok, prima echipă cu atac de la Barcelona și de la PSG ar putea fi Brazilia, dar să ne uităm și la celelalte. Da, e Uruguay cu Muslera, cu Cavani, Suarez, Godin. A doua echipă, atac cu PSG, Manchester City, Barcelona, poate fi și Argentina, cred, da, poate fi și Brazilia, să vedem ce pe cine mai au, fundaș de la City, portar Argentina e, trebuie să fie Romero în poartă. Da. A treia echipă, atac de la Napoli și de la Bayern München, portar Juventus, da, e Polonia, clar Robert Lewandowski, Zielinski, portar Szczęsny, cu fundaș Glick, Pazdan, nu e Pazdan, da. Ah, ba da, era Pazdan. Ok, a patra echipă, atacant Leipzig. Când vezi atâtea sigle de la Bayern München, nu poate fi decât Germania. Atacă trebuie să fie Werner, apoi Hummels, Boateng, Kimmich, Neuer sau Ulreich în poartă. Nu știu pe cine au pus ei aici, dar cred că Neuer ar trebui să fie. Adică mi se pare că... da, Neuer. A cincea echipă, Arsenal, Liverpool, Stoke, da, ținând cont de unde e plasată sigla lui Liverpool, o să merg pe Salah și cred că la Arsenal e El Neni. A șasea echipă, atac, PSG, Arsenal, Atletico. Mi-am cam făcut o idee. Da, și când văd și apărarea, portarul, la fel Franța. Da, cu Griezmann, Umtiti, cu Varane, Lloris, da. Ok, echipa numărul 7. Cred că e vorba de Senegal cu... nu-i Senegal, nu. Nigeria. E vorba de Nigeria cu Ndidi, cu Moses și nu prea... Iobi. Da. Ok, echipa numărul 8.
City, portarul la Stoke, da, e vorba de Anglia. Văd că toate siglele sunt predominant în afară de Porto, sunt din Anglia, deci merg pe ei cu Butland în poartă, Kyle Walker. Da, cred că au greșit aici, e sigla lui Porto la Rashford, dar Rashford e la United. Da, e destul de ok. A noua echipă, sunt câteva repere, Juventus, Borussia și Arsenal și Stoke. Da, cred că e vorba de Elveția totuși, cu Lichtsteiner, Chaka, Shaqiri, Sommer cred că e în poartă, da, e Elveția. Ok, și ultima echipă, cea de-a 10-a, United. Da, sunt câteva sigle cunoscute, de unde pot să-mi dau seama. Krasnodar și Leipzig. Ținând cont că Granvist joacă la joacă la Krasnodar, cred că e Lindelof, fundașul central, și la Leipzig e Forsberg, deci Suedia. La acest filmuleț, asta a fost ca un cârlig, ca să spun așa. Mi-a lăsat loc pentru o continuare în videoul următor, dar din câte îmi dau seama, cred că e vorba de Suedia. Cam acesta a fost quizul de săptămâna aceasta. Am ghicit 10 din 10, din nou nu au fost foarte grele și într-adevăr, dacă voi așa, trebuie să fie cam la fiecare națională un fotbalist, doi după care să-ți dai seama. Spre exemplu, dacă era Panama, era blogul lui Dinamo în poartă și era clar Penedo. La fiecare echipă găsești 1-2 loguri din care poți să-ți dai seama dacă te uiți, să zicem, cu o frecvență medie la fotbal. Vă mulțumesc mult pentru aprecierile din ultima perioadă, mă face să mă simt foarte, foarte fericit și după cum spuneam, dacă ajungem la 700 de like-uri, marțea viitoare vine un nou filmuleț în care voi încerca să ghicesc echipele de la Cupa Mondială după logo-uri. Nu uitați să dați un like acestui video și să vă abonați. Ne vedem joi, cred. Filmulețul cu predicțiile pentru Cupa Mondială cred că va trece de 800 de like-uri. Și atunci voi face ceva cu lucruri interesante despre această ediție a Cupei Mondiale. Așadar, ne vedem joi.